ziua, dragile! Tema lecției de astăzi este energia potențială, rezolvarea problemelor. Vă reamintesc că la lecția precedentă noi am definit că un obiect, un corp care este ridicat la o anumită înălțime poate înmagazina în el o cantitate de energie. Această energie datorată poziției corpului se numește energie potențială gravitațională, care e dată de formula produsul dintre masă, accelerație gravitațională și înălțimea față de suprafața respectivă. Iar în partea stângă a imaginii aveți, de exemplu, un copil care se dă în scrânciu. În timpul schimbării înălțimii se schimbă și energia lui potențială gravitațională. Iar totodată vedem și un utilaj tehnic, o mașină care este folosită la distrugerea anumitor, de exemplu, clădiri vechi, care folosește energia potențială a unei bile, folosește atât și energie cinetică, pentru ca să poată să-și facă treaba. Deci, formula pentru energia potențială gravitațională, care noi am definit-o la lecția trecută, este masa înmulțit cu accelerația gravitațională și înmulțit cu înălțimea. Deci, energia potențială gravitațională este o energie de poziție. Iar în desenul din imaginea din stânga, vedeți o schemă a acelui video pe care vă l-am arătat la lecția precedentă, când o greutate fiind ridicată la o înălțime, de exemplu, în cazul dat față de un alt corp, fiind lăsată liberă, poate efectua un lucru ca în final să obținem un anumit efect. În cazul dat, efectul poate fi, dacă e vorba despre un par țăruș, ca el să fie, deci, lovit puternic pentru ca să pătrundă în pământ, sau poate să fie un corp presat, turtit, în dependență de scopul mecanismului dat. Mai departe vom rezolva probleme aplicând formula energiei potențiale și vom începe cu problema 27 de la pagina 111 din manualul dumneavoastră. Deci, în problemă ni se spune că o săgeată lansată verticală în sus, dintr-un arc, a căpătat o energie potențială maximă de 20 de J. Trebuie să aflăm masa săgeții dacă înălțimea la care aceasta a urcat este de 25 de metri. Vom reprezenta schematic situația. Deci vom alege nivelul Pământului ca fiind nivel de energie potențială 0. Vom reprezenta săgeata sub forma unui cerculeț. Săgeata noastră fiind lăsată are în momentul inițial o viteză. Ea se mișcă în sus sub acțiunea forței de greutate, neglijând în cazul dat de acțiunea forței de rezistență a aerului, și se ridică, uite, până la o anumită înălțime de 25 de metri, iar aceasta fiind înălțimea ei de ridicare, este înălțimea maximă. În acest moment, viteza corpului devine egală cu 0. Noi trebuie să aflăm cu dumneavoastră masa acestei săgeți, dacă cunoaștem valoarea energiei potențiale în momentul final și înălțimea la care ea se ridică. Vom porni rezolvarea problemei de la formula energiei potențiale. Iar acum, din această formulă, trebuie să exprimăm masa. Deci, ne vine în ajutor acel triunghi al formulei, masa, accelerația gravitațională, înălțimea, energia potențială, respectiv masa o vom determina ca fiind egală cu raportul dintre energie potențială și produsul dintre accelerație gravitațională și înălțime. Cunoaștem în problemă toate mărimile pe care le avem în formulă, deci putem calcula. Energia potențială este 20 de joule, accelerația gravitațională 10 newton pe kilogram și respectiv înălțimea, deci și înălțimea 25 de metri. Astfel, în rezultatul efectuării calculului matematic,
Noi o să obținem următorul rezultat, că masa corpului este egală cu 0,3 și 0,8 kg sau putem transforma în grame, dacă înmulțim cu 1000, 80 de grame. Deci săgeata noastră cântărește 80 de grame. În problema nu este atât de important acum să analizăm că, uite, anume lucrul a efectuat doar forță de greutate sau este forță de rezistență, dar vreau, prin aceste probleme la început mai ușurele, să vă învăț să reprezentați schematic mișcarea unui corp, fiindcă o să avem nevoie peste două lecții foarte mult de acest lucru ca să putem rezolva probleme un pic mai dificile. Deci următoarea problemă de la aceeași pagină din manualul dumneavoastră, 28, la ce înălțime s-a ridicat un elicopter cu masă de 75 tone, dacă energia lui potențială s-a mărit cu 15 megajoule. Deci scriem datele problemei, transformăm unitățile de măsură, o tonă este 1000 de kilograme, deci 7,5 tone va fi egal cu 7,5 dimulțit cu 1000, sau putem scrie într-o formă mai scurtă 10 la 3 kilograme. Variația energiei potențiale 15 megajoule, 1 mega este 1 milion, deci 15 dimulțit cu 10 la 6 joule. Iarăși vom porni rezolvarea problemei de la reprezentarea schematică a situației. Elicopterul care se află la început la suprafața Pământului și elicopterul care este la o anumită înălțime. Inițial vom considera elicopterul în raport cu Pământul și în raport cu înălțimea la care se ridică, fiind un punct material, deci nu chiar ne interesează dimensiunile lui. Deci energia lui potențială inițială este egală cu 0. Iar elicopterul care deja se află la înălțime este un corp care posedă energie potențială, iar formula acestei energii potențiale este masa înmulțim cu accelerația gravitațională și înmulțim cu înălțime. Variația energiei potențiale este o mărime fizică care este egală cu diferența dintre energie potențială finală și energie potențială inițială. Energia potențială inițială este egală cu 0, deci variația energiei potențiale va fi egală în cazul dat cu energie potențială finală, deci va fi egală cu masa înmulțim cu accelerația gravitațională și înmulțim cu înălțime. Din această expresie trebuie să exprimăm înălțimea, deci ne construim triunghiul formulei. În cazul dat avem variația energiei potențiale este masa, accelerația gravitațională, înălțimea, iar H-ul pe care îl căutăm noi, în final, va fi egal cu variația energiei potențiale, împărțim la G dimulțit cu H. G dimulțit cu masa. Așa. Acum putem calcula. Deci, înălțimea noastră H este egală cu variația energiei potențiale 15 dimulțit cu 10 la puterea a 6 joule, accelerația gravitațională 10 N pe kilogram și masa este de 7,5 dimulțit cu 10 la puterea a 3 kilogram. Astfel, în rezultat obținem H este egal cu 200 de metri. Deci înălțimea la care s-a ridicat elicopterul este egală cu 200 de metri. Următoarea problemă, o problemă un pic neobișnuită și o să vedem de ce. Deci problema 4.157 din culegerea dumneavoastră, o bară îngustă din fier cu lungime de 2 metri și masa de 3 kg a fost ridicată de pe podea și pusă vertical. Cu cât a variat deci energia ei potențială? Ca și la problema precedentă, variația energiei potențiale noi o să putem determina ca fiind egală cu diferența dintre energia potențială finală și energia potențială inițială. Și dumneavoastră să-mi spuneți bine, înălțimea inițială este egală cu 0, deci energia potențială inițială este egală cu 0, dar și în al doilea caz, bara tot se află pe podea. Deci ar fi trebuit în ambele cazuri
să fie energia potențială egală cu zero. Dragii mei, țin acum să vă explic un lucru. Dacă ați auzit bine în problemele precedente, tot timpul vorbeam despre corp ale cărui dimensiuni le putem neglija. Neglijăm cu dimensiunile băiatului, neglijăm cu dimensiunile elicopterului, deci le considerăm corpuri foarte mici, deoarece în acest caz considerăm că poziția lor față de Pământ, când ei se află pe Pământ, este zero, dar acum apare un alt lucru, și anume, să știți că când vorbim despre formula energiei potențiale, în CNSA, în această formulă MGH, prin H subînțelegem anume poziția centrului de greutate. Și în condiții de probleme, autorul nou ne spune o bară îngustă. Faptul că bara este îngustă, noi putem considera că centrul de greutate a barei, care se arată de la mijlocul lungimii ei, inițial se află într-adevăr pe Pământ și energia lui potențială într-adevăr este egal cu zero. Însă în momentul în care noi am schimbat poziția barei și am trecut-o din poziție orizontală în poziție verticală, centrul de greutate nu mai este la suprafața Pământului. Centrul de greutate se află la o înălțime, la o înălțime care este egală cu jumătate de lungimea barei. Deci în acest caz, acest corp posedă energie potențială. Deci când citim condițiile problemei, trebuie să fim foarte atenți la faptul dacă în problema dată trebuie să ținem cont de dimensiunile geometrice ale corpului sau îl putem considera punct material. În cazul problemei date, dimensiunile bare sunt importante. Deci, variația energiei potențiale, care este egală cu energia potențială finală minus inițială, va fi în final egală cu energia potențială finală, deoarece cea inițială este egală cu zero, și o vom putea calcula conform formulei masa mulțim cu accelerația gravitațională și mulțim cu înălțimea, iar substituind în loc de H R supra M2, o să obținem formula finală pentru variația energiei potențiale în cazul nostru. Substituim valorile numerice și obținem masa 3 kg, accelerația gravitațională 10 N pe kilogram, lungimea 2 metri și împărțim la 2. Deci observăm că această variație a energiei potențiale este egală cu 30 de joule. Încă o dată vreau să menționez că atunci când vorbim despre energia potențială a unui corp, trebuie să ținem cont că este vorba despre poziția centrului de greutate a corpului, în raport cu suprafața aleasă, iar în cazul de când dimensiunile unui corp nu contează, deci îl putem considera corpul drept punct material, și atunci vom rezolva problema fără ca să luăm în considerație dimensiunile lui. Deci, în problema dată însă, este important să ținem cont că bara care este culcată pe masă și bara care este pusă în poziție verticală, din punct de vedere energetic, se află în situații diferite, deci în poziție verticală, bara posedă energie potențială. Dragii mei, astăzi la lecție noi am rezolvat cu dumneavoastră probleme cu aplicarea formulei energiei potențiale. Deja cunoaștem cu dumneavoastră două tipuri de energie mecanică, energie cinetică și energie potențială. În sumă, aceste două energii, energia potențială și energia cinetică, formează energia mecanică totală a corpului. Deci, energia mecanică a unui corp este egală cu suma dintre energia cinetică și energia potențială. Această formulă poate fi scrisă, de exemplu, în cazul când zboară o minge, ea va fi formată din suma dintre energia cinetică MV la pătrat supra lui 2, și energia potențială MGH. Nu putem scrie această expresie pentru toate cazurile, fiindcă am vorbit cu dumneavoastră că există și energie potențială elastică, însă în timpul, de exemplu, când cade o minge, în timpul căderii, energia cinetică se determină după relația MV la pătrat supra lui 2, iar energia potențială MGH. Deci energia mecanică totală a unui corp este egală cu suma dintre energia cinetică
și energia potențială. În final, vă recomand să priviți două secvențe video care v-ar ajuta să înțelegeți mai bine lucrurile explicate astăzi.